Este un eveniment dedicat tinerilor care sunt pasionați de astronomie și fotografie. Iată această combinație extraordinară pe care Societatea Astronomică Română de Meteor o promovează în cadrul programelor de promovare a astronomiei și educației nu formale prin astronomie. Proiectul de tineret este finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița și se desfășoară în parteneria cu Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița, partener media fiind Columna TV. Tabăra se desfășoară într-un cadru natural deosebit și cuprinde în program cursuri interactive și ateliere de lucru cu următoarea tematică: astronomie generală, învățarea constelațiilor și orientare pe borda cerului, observarea evenimentelor și fenomenelor astronomice, observații prin telescop, elemente de bază în fotografie și inițiere în astrofotografie, expoziție de fotografie astronomică, fotografie peisaj natural de zi și de noapte, folosirea hărții cerului și a planisferei, jocuri educativ non-formale. În cadrul acestui eveniment, în final, vor susține și un test de absolvire pentru a pune în practică ceea ce au învățat și, bineînțeles, le va folosi și pe viitor, deoarece unii dintre ei participă la concursuri și olimpiade de astronomie și foarte mulți sunt pasionați de fotografie. Evenimentul se află la ediția a treia și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani. Celor mai activi participanți li se vor acorda premii asigurate de Societatea Astronomică Română de Meteori. Da, vor primi diplome care atestă faptul că au urmat cursurile acestei tabere de tineret de vară și, bineînțeles, vor primi și premii, materiale educaționale, planisferă, harta cerului, album de astrofotografie, DVD-uri realizate de NASA și Agenția Spațială Europeană Educative și, bineînțeles, premiul cel mai mare va fi cerul înstelat, care se vede foarte bine din această zonă.